мы прикрепляем их сюда в поддержку им, потому что их дискриминируют. Мы стараемся, чтобы их не дискриминировали, чтобы они чувствовали себя свободно, чувствовали какую-то поддержку от нас. De asemenea, s-au făcut și teste gratuite, iar rezultatul putea fi aflat în mai puțin de 15 minute. Testul se face foarte simplu, pe saliva, adică nu este niciun proces dureros. Așa arată testul, îl introduc în reactiv, îl pun aici și peste 15 minute aflăm ce statut aveți. Voluntarii organizației Inițiativa Pozitivă au împărțit trecătorilor câte o panglică cu simbolul SIDA. Îi încurajau să facă testul și informau despre căile prin care se transmite acest virus. Mulți au ascultat, puțin au înțeles. Cu o persoană, prin relații sexuale. Prin sărut se transmite HIV? Da. Nu mă vreau să dau raportaj. Alții însă s-au dovedit destul de informați. Nu, prin sărut nu se transmite, se transmite prin... trebuie să fim atenți la saloanele de frumusețe ca să nu fim prin să fie sterilizate toate instrumentele. Când mi se iau analizele ca să fie seringa de unică, să fie tot de unică folosință. După ce o săptămână în urmă, mai mulți purtători ai virusului HIV au hotărât să-și dezvăluie identitatea și și-au făcut cunoscute istoriile în presă. Alții care se confruntă cu aceeași boală i-au contactat pentru a le cere ajutor. N-am ребята начали писать в Фейсбуке лично, скидывать определенные сообщения и спрашивают, как можно обратиться за помощью, как можно переговорить с теми, кто знает, что это такое, кто знает, как с этим жить, кто знает, как с этим бороться. La eveniment s-au strâns și bani în scopuri caritabile. Предлагаем людям купить изделия handmade. Деньги с продажи идут в благотворительный фонд «Фактеле Буни Окуларе». Все деньги идут в помощь людям, затронутым эпидемией ВИЧ-СПИДа. În Moldova, anul trecut, s-au descoperit 800 de cazuri noi de infectare cu virusul imunodeficienței umane. Cea mai răspândită formă de transmitere a infecției este prin contact sexual.